Tabere de refugiați la Isaccea, mii de ucraineni care au trecut vama la Tulcea au găsit aici 26 de corturi amplasate de autoritățile române. Cu toate că mii de refugiați trec zilnic prin punctele de frontieră ale României, doar o mică parte dintre aceștia rămân în țara noastră, în timp ce mulți preferă să își continue drumul spre alte țări. Așa arată situația la vama Isaccea, pe unde ucrainienii ajung în număr cât mai mare în România. Refugiații ajung în Tulcea după ce trec Dunărea cu Bacul, fugind din calea bombelor rusești care au ajuns la Odessa. Aici, la Isaccea, diferența față de celelalte zone este că vin în etape, pentru că depinde de sosirea Bacului. Sunt mulți copii, femei, sunt mașini mai multe care vor fi procesate. Aici, din ce am văzut, organizarea este foarte bine făcută. Și aici, la fel ca la celelalte puncte de frontieră, oamenii sunt întâmpinați de sute de români dornici să ofere o mână de ajutor. Trei persoane le ofer și cazare, nu? Le ofer și cazare, da. Okay. București. București. Transport. Da. Transport, da. Okay. Vreți să mergeți la Tulcea? Tulcea. Tulcea. Facem Tulcea. Tulcea. Am răzăbrat să ne apară. Cei care rămân au la dispoziție corturi amplasate în interiorul punctului de frontieră, instalate de autoritățile române. Printre acestea se află și corturi destinate ucrainienilor solicitanți de azil politic, cărora autoritățile le prelucrează datele. Majoritatea celor care ajung în România își doresc să meargă dincolo de țara noastră pentru a ajunge la rude sau în alte locuri de cazare și doar o mică parte preferă să obțină azil politic. Odată ajunși pe teritoriul României, refugiații sunt transportați cu autobuze și cazați în apropierea punctelor de trecere a frontierei. Am văzut la stadion, există loc foarte bine organizat, cu alimente, cu apă, cu tot, cu căldură, unde sunt oameni acolo cazați temporar. Și colegii de la ISU, împreună cu autoritățile județene, autoritățile locale, cu voluntari, am văzut mulți voluntari și le mulțumim, am văzut translatori voluntari aici, care au venit să ajute. Este de așteptat ca în zilele următoare fluxul celor care fug din calea războiului să crească semnificativ. Fluxul, din păcate, este posibil să se mărească. Și pentru asta vine, de exemplu, aici, la Tulcea, a fost trimisă o tabără suplimentară cu corturi din Constanța, care urmează să sosească. Șeful DSU a mai adăugat că România poate primi până la 400.000 de refugiați cazați în hoteluri, cămine și săli de sport.